emisiunea ediție de seară în Casa All Vision Vâlcea. Ne bucurăm că ne-ați primit și am vrea să vorbim în această seară despre proiectele pe care le derulează organizația dumneavoastră. Chiar dacă e vacanță, la All Vision se muncește, sunt proiecte în derulare și altele care abia așteaptă să fie implementate. Denisa Pomană și Ovidiu Samson, pentru început discuția cu noi. Bună seara, bine ne-am văzut! Bună seara, bine ați venit la noi acasă! Vă așteptăm de fiecare dată când vreți să veniți la noi. Ne bucurăm că suntem aici, ne bucurăm că avem finanțări și că vă putem povesti ce facem de obicei. Într-o discuție anterioară îmi spuneați despre un proiect foarte frumos și foarte palpabil, așa, desfășurat la Mihăiești, cu femeile aflate în dificultate, care, iată, pot să câștige un bănuț din agricultură, din munca în solarii, în câmp. Cum se derulează proiectul ăsta, înainte de a vorbi despre alte lucruri importante pe care le desfășurați? Așa este. Finanțarea venită de la Sodexo România ajută femeile din mediul rural, din comuna Mihăiești, din județul Vâlcea și Predești, din județul Dolj, să desfășoare activități economice acasă, lângă casă, lângă copiii lor. Știm că World Vision pune în centrul atenției copiii, educația și dezvoltarea lor corectă, și această finanțare vine să le ajute pe mame să lucreze stând în același timp lângă copiilor. Am dezvoltat, așa cum spuneați, o cooperativă, am înființat-o. Am primit cu sprijinul primăriei, într-un parteneriat, am primit un sediu și acolo s-a făcut deja renovarea. Urmează dotarea sediului respectiv pentru a putea conserva ceea ce aceste femei cultivă, fie în solariile proprii, fie în grădinile pe care le au acasă. Așteptăm cu interes să primim partea a doua, tranșa a doua de finanțare, ca să vă putem să ne apucăm de conserve, să demonstrăm ce am învățat. Dar să vină banii, că toamna bate la ușă. Da, au făcut în acest timp femeile un curs de bucătar și un curs de igienă și au învățat să le prepare unitar, pentru că fiecare avea propria rețetă. Și acum sperăm ca produsul unitar pe care îl scoatem sub numele cooperativei să fie unul care să placă. Da. Bun, deci vorbim despre lucruri palpabile în acest proiect. Unde ar urma să fie vândute, expuse, conservele? De unde să le ia cumpărătorii? O să avem o pagină a proiectului, o să aibă și ele o pagină a cooperativei. Ne-am propus așa ambițios să participăm la ziua recoltei la Vâlcea anul acesta, după care strategia de marketing ne spune că vom încerca să le vindem în rețeaua World Vision și Sodexo, dar și în târguri de profil din țară. Sibiu și București ne sunt aproape. Ăsta e un proiect deja vechi despre care vorbim. E unul foarte nou, aflat acum în plină desfășurare. Nu oricine poate să învețe să facă o afacere și cu toate astea vă străduiți să-i obișnuiți pe oamenii cu primele informații legate de o posibilă afacere. Ne-am bucurat într-un județ foarte sărac să avem cât mai mulți oameni de afaceri. Așa este. Despre acest proiect o să-l las în primul rând pe Ovidiu să vă povestească. Ovidiu având un background mult mai bun pe partea asta și devin completări dacă este cazul. Așa, Ovidiu, la muncă! Bună seara! Ne bucurăm că sunteți alături de noi ca de fiecare dată când v-am solicitat ajutorul. Dacă Denisa v-a spus despre proiectul de la Mihăiești, eu o să vă vorbesc despre alt proiect, un proiect pe fonduri europene, care vizează dezvoltarea mediului antreprenorial din regiunea de sud-vest. Acest proiect este un proiect cu finanțare europeană și are două componente. O prima componentă își propune să pregătească la nivelul regiunii de sud-vest, aceasta implicând județele Vâlcea, Dolj, Gorj, Olt și Mehedin, să pregătească 450 de persoane în domeniul antreprenoriatului, și a doua componentă este ca acei
acele persoane care doresc să inițieze o afacere, au o idee de afacere, pot participa la un concurs de planuri de afaceri și să primească o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 33.500 de euro pe programul Startup Plus. Și 500 de euro. Și 500 de euro. Suma în lei este de 143.359 de lei, ca să vorbim la bănuți. Așa. Ceva nu-i de aici de acolo. Nu-i de aici de acolo și pentru că vorbim totuși de o finanțare nerambursabilă, care poate fi un balon de oxigen pentru un om la început de drum în domeniul antreprenoriatului. Probabil mă veți întreba, așa cum am fost întrebați la fiecare prezentare, ce legătură are World Vision cu acest domeniu. Începând cu anul 1992, de când World Vision a venit în România și în Râmnicu-Vâlcea, și având în centru bunăstarea copilului și dezvoltând programe pentru copii, experiența ne-a demonstrat că bunăstarea copiilor sau viitorul copiilor este mai bun într-o comunitate care se dezvoltă economic, în care mediul economic este solid și generează venituri, astfel încât o parte din acești bani să fie investiți în viitorul copiilor. Pentru că investind în copii, noi credem că investim în viitorul nostru. Știți că se spune cam așa, copiii sunt mesajele vii pe care le trimitem unei lumi din care noi nu vom mai face parte. Și atunci credem că un mediu economic sănătos poate duce și la creșterea calității vieții copilului. Nu-i musai ca cele 450 de persoane implicate în acest proiect să desfășoare și să participe și la concursul ăsta? Sau e componenta a doua fără de care nu se poate? Vedeți, noutatea cu care vine acest tip de proiect, pentru că la nivelul regiunii sunt mai multe proiecte asemănătoare și dacă eu am lucrat în vânzări până acum, toată lumea ne întreabă de ce să vin la voi și să nu mă duc să-l fac în altă parte acest curs sau să aplic în acest proiect. Și atunci, de ce este interesat un astfel de proiect? Pentru că până acum, pe finanțările de tip Startup Nations, se făcea un concurs de proiecte în care oamenii de obicei apelau la un consultant care le întocmea planul de afaceri. Comisia Europeană și Uniunea Europeană a ajuns la concluzia că este mai benefic ca oamenii să fie pregătiți, pentru că afacerile sunt... Nu se joacă după foarte multe reguli, să spunem așa. Uneori ai impresia că e legea junglei și doar cel mai tare supraviețuiește. Și atunci, 80% din statistic vorbind, 80% din noile afaceri dau faliment în primii 5 ani, pentru că oamenii nu sunt pregătiți pentru ceea ce îi așteaptă. Și atunci, filozofia acestui proiect este următoarea. Investim în oameni mai întâi, ca ei să știe ce îi așteaptă atunci când vor începe o afacere, astfel încât ei să fie pregătiți să reacționeze la ceea ce se întâmplă. Și atunci noi mai întâi pregătim oamenii și aici vorbim de două tipuri de persoane. Sunt persoane care vor să facă o afacere acum sau sunt persoane care nu au în viitorul imediat apropiat ideea de a porni o afacere, dar ei se obișnuiesc la locurile lor de muncă să vadă lucrurile și global. Nu doar vor înțelege altfel ceea ce se întâmplă în firmele în care ei lucrează. Cursurile astea cât ar dura? Aici iarăși este o noutate, pentru că noi avem un curs acreditat pe 120 de ore. Cursul este recunoscut de Ministerul Educației și Ministerul Muncii, este acreditat ANC. El are 120 de ore și noi credem că în 120 de ore poți dobândi mult mai multe informații și cunoștințe decât într-un curs similar de 40 de ore. Adică avem timp astfel încât oamenii să lucreze și să învețe mult mai multe lucruri. Proiectul se adresează persoanelor care au domiciliu în regiunea de sud-vest, cum vă spuneam mai devreme. Ei pot fi angajați, persoane inactive, și aici vorbim de categoriile următoare: șomeri, persoane casnice, persoane fără venituri, și se adresează și studenților. Cursurile sunt gratuite, trebuie să subliniem și acest lucru.
Iar după terminarea cursurilor, v-am spus, nu toată lumea este obligată să participe la concursul de proiecte, de planuri de afaceri. Prin obiectivele proiectului ne-am propus ca să finanțăm 54 de planuri de afaceri. Cred că este important să spunem că domiciliul persoanelor care se pot înscrie este atât în rural cât și în urban. Adică, indiferent că locuiești la țară sau că locuiești în oraș, poți să te înscrii în acest proiect, însă afacerea trebuie derulată în oraș. Trebuie să aibă coduri CAEN care au legătură cu activitățile din mediul urban. Nu poate fi agricultură, nu poate fi primă procesare a produselor agricole și există restricții procentuale la servisuri auto în acest moment. Așa cum Molvision a obișnuit cumva pe toată lumea care o cunoaște, 5% dintre planurile de afaceri finanțate vor aparține femeilor. E discriminare pozitivă. Da. Sunt indicatori pe care noi ni-am asumat prin proiect și sunt indicatori și stabiliți de către finanțator. Cum vă spuneam, proiectul este cofinanțat prin Fondul Social European, prin programul operațional Capital Uman 2014-2020, România Startup Plus. Și atunci sunt niște rigori, e un cadru general în care noi trebuie să ne derulăm proiectul. Când încep cursurile? Acum suntem pe ultima sută de metri, să spunem în pregătirea așa. Cursurilor. În pregătirea cursurilor. Echipa de formatori este pregătită. Am definitivat suportul de curs, îl așteptăm de la tipografie. Suntem în procedură de achiziție de săl pentru desfășurarea cursurilor și estimăm că după 15 august, spre ultima săptămână din luna august, să demarăm și cursurile. Este un efort logistic destul de însemnat, ținând cont că trebuie să acoperim toată regiunea. Avem 10 formatori și, după cum vă spuneam, trebuie să pregătim 450 de persoane. Partea de cursuri nouă ne este foarte dragă pentru că suntem pregătiți în acest domeniu și credem că va fi un curs altfel, să-i spunem așa. Ne-am asigurat ca în cadrul fiecarei grupe de curs, pe lângă un formator cu experiență și cu expertiză în domeniul antreprenoriatului, vom avea în rândul participanților și persoane resurse. Pentru că la acest curs vor participa și oameni care au deja afaceri și vor să inițieze alte afaceri. Și atunci vom beneficia de experiența lor din lumea reală. Cum îi veți descoperi pe cei 450? Pentru că mie mi-e greu să cred că un șomer sau o femeie casnică se poate apuca așa pe nepusă masă de o afacere care să și reușească să nu fie în rândul celor 80% afaceri eșuate. Chiar niciun fel de ban nu trebuie să aibă la debutul afacerii în cazul în care câștigă proiectul? În condițiile în care planul de afaceri este bine structurat și bine organizat, dar partea de cofinanțare este zero. Nu este obligatoriu să vii cu niciun ban de acasă, hai să-i spunem așa. Cum ajungem la acești oameni? Vă povestim cum am ajuns la ei. Deja i-ați găsit? Am găsit o bună parte din ei. Și totul s-a întâmplat prin discuții directe în cadrul prezentărilor. Am contactat agențiile de șomaj din fiecare județ, am organizat prezentări, instituțiile universitare de învățământ, am fost și am discutat cu studenții de acolo, alte instituții publice care știm că lucrează cu astfel de persoane. Și a fost o muncă asiduă, să-i spunem așa, și noi ne-am dorit să discutăm cu fiecare persoană, pentru că ne-am lovit și de această reticență. Oamenii spuneau, noi nu știm cum aș putea să fac, nu vreau să am probleme după aceea. Și de aceea le-am spus cât de important este partea de curs și partea de pregătire a lor. Și mai avem, cred că este important să spunem, că noi suntem parteneri în acest proiect.
Solicitantul este Aegis România, Aegis SA. Ei, la rândul lor, au pe toată țara o foarte bună infrastructură, ei fiind, până la urmă, o firmă de consultanță pe diferite domenii. Și acolo, în județele în care noi, World Vision, ca și partener, nu suntem, sunt ei, sunt proiectele lor din spate. Și în felul ăsta a fost mult mai ușor să ajungem în toate regiunile. Adică este un efort pe care World Vision și Aegis, zicem noi entități cunoscute și serioase pe piață, au lucrat împreună astfel încât să putem ajunge în toate mediile, și în urban, și în rural, și unde s-a mai întâmplat ceva și unde așteptăm să se întâmple și ne dorim să se întâmple. Înțeleg că proiectele astea sunt pe întreaga regiune Sud-Vest Oltenia, cele 54 de planuri de afaceri nu sunt repartizate neapărat pe județe, prin urmare e șansa celui mai bun să câștige, să se înscrie în rândul celor 50 și ceva. Categoric, sunt niște cerințe minimale impuse de finanțator, astfel încât la nivelul fiecărui județ vor trebui finanțate minim două planuri de afacere. Aceasta este singura constrângere din acest punct de vedere și da, cei mai buni vor câștiga. Cu ce mai venim noi în acest proiect este faptul că oamenii vin, participă la concursul de planuri de afaceri, câștigă, dar asta nu înseamnă că din momentul în care au câștigat, au luat banii și pe noi nu ne mai interesează și nu ne mai întâlnim cu ei. Noi intrăm în partea a doua, în componenta a doua a proiectului, în care fiecare din aceste 54 de persoane va avea, va beneficia de consultanță din partea organizațiilor noastre Aegis și World Vision prin desemnarea unui expert în antreprenoriat. Și acea persoană îl va ghida și îi va acorda suport pe toată perioada derulării afacerii, plecând de la formalitățile de deschidere ale societății comerciale. Deci, cumva aici vine partea practică. La curs vom învăța la nivel teoretic și vom beneficia de experiența celorlalți. După aceea îi vom asista în partea practică, cum își deschid afacerea, cum îi pun bazele, cum se dezvoltă. Ei vor efectua de asemenea și un stagiu de practică de 40 de ore într-o companie cu un obiect de activitate similar. Tot din dorința de a se obișnui cu ceea ce îi așteaptă, să-și facă o idee despre ceea ce fac alții, ca să știe și ei ce au de făcut la rândul lor. Deci nu e să ai o firmă. Nici nu trebuie să ai o firmă. Proiectul fiind un startup înseamnă un început. Dacă există acționariat deja într-o firmă care are 50% sau mai mult, în care persoana are acționariat 50% sau mai mult, chiar își asumă în momentul înscrierii că el își va diminua acolo procentajul de acționariat și se va ocupa cu precădere de această firmă pe care o înființează. Înființează un SRL în cadrul startup-ului. Oricum e un lucru extraordinar, pentru că n-am prea văzut multe proiecte care, odată începute, să poată beneficia și de suportul tehnic al cuiva care se pricepe. Îndeobște, câștigătorul e lăsat precum cel care învață să noate prima dată în bazin. Trăiește, moare. Asta e viața, nu e la fel de roză pentru toată lumea. Uite, voi, dincolo de lucrul ăsta, încercați să-i ajutați pe toți să reușească. Da, experiența ne-a demonstrat. Știți foarte bine că proiectele noastre cam așa sunt, și monitorizare și suport. Iar experiența de pe piața muncii, exact cum povestea și Ovidiu, exact cum s-a povestit mai devreme, este că după ce faci un curs, nu ai cum să le știi. Dacă din curs treci direct în a-ți deschide o firmă fără să beneficiezi de practică undeva, în compania unui mentor care să-ți spună de unde și până unde, probabilitatea ca această afacere să fie un succes este mai mică. Tocmai de aceea este și această etapă intermediară, de care noi, ca și experți grup țintă, eu și Ovidiu, ne vom ocupa imediat după ce au început cursurile și cele patru, bine, desigur și experții de la Aegis, imediat după ce cele 450 de persoane sunt la cursuri, noi începem deja să căutăm firme la nivel de regiune, știind ce tipuri de afaceri vor ei să-și deschidă, pentru că ei spun la început ce vor. Da. Și atunci mergem și căutăm să încheiem parteneriate și, desigur, să căutăm mentori în firmele care le-ar putea
i-ar putea ajuta în înființarea afacerilor. Apoi urmează partea aceea de înființare firmă, deci nu este nevoie să aibă firmă înființată, înființare firmă, primă tranșă de bani și tot ce ține de această poveste. După care, în anul următor avem înființare de centre regionale de consiliere și suport în cadrul proiectului, unde oamenii vor putea veni să beneficieze de suportul și de consultanța specialiștilor atunci când întâmpină situații neplăcute. Cele 120 de ore, cât ar însemna? Care e ritmicitatea organizării cursurilor? Aici suntem destul de flexibili, adică încercăm să ne pliem pe disponibilitatea cursanților, pentru că v-am spus, sunt oameni care lucrează, sunt oameni care nu lucrează, sunt studenți și atunci programul va fi undeva la 4 ore pe zi după amiaza sau un weekend în funcție de disponibilitatea participanților. Și ca să revin un pic la ce spunea Denisa, de fapt proiectul acesta în ce constă? Facem cursuri, livrăm niște informații, dar nu ne oprim numai aici. De obicei te duci la un curs, primești niște informații pe care le aplici sau nu le aplici. Noi ne dorim mai mult decât atâta. Livrăm informația, de fapt le dăm niște unelte oamenilor, dar apoi încercăm să ne asigurăm că ei le folosesc, pentru că așa se învață cel mai bine, îmbinând partea de teorie cu partea de practică. Și vrem să închidem cercul cumva. Îl luăm de la zero și îl ducem până în momentul în care afacerea lui a început să dea rezultate. Pentru că prin contractul de finanțare pe care el îl semnează, știți cum e, trebuie să ne asumăm niște obligații și unii și ceilalți. În funcție de punctajul planului de afaceri, prin contractul de finanțare, el va primi bani în două tranșe. Prima tranșă va fi 50 sau 75% din suma solicitată, iar după un an de zile, dacă el îndeplinește niște condiții, care tot așa sunt minimale, adică să creeze două locuri de muncă și să realizeze venituri în procent de 30% din suma pe care a primit-o. După aceea, după acel an, el va primi și restul de bani. Deci încercăm cumva să punem bazele colaborării foarte clar, să știm ce așteptăm unii de la ceilalți. El trebuie să îndeplinească aceste lucruri și noi ne obligăm să îi acordăm asistență pe durata întregului proces. Din cât ați reușit să-i cunoașteți pe cei câteva sute de viitori cursanți, par oameni dornici să desfășoare o activitate, să izbândească în viață, să facă altceva? E și asta un risc, să faci altceva decât ai fost obișnuit sau decât ai fost învățat până acum. Noi am discutat cu foarte mulți oameni. Sunt oameni care au deja o idee și doar căutau o sursă de finanțare. Sunt oameni care s-au gândit că le-ar plăcea să facă și altceva, dar încă nu au găsit acel ceva. Și atunci perioada de curs este optimă pentru aceste lucruri. Odată sedimentezi foarte bine ideea dacă o ai, dacă nu, începi să o cauți. Noi încurajăm pe toți să caute o idee care le place, pentru că atunci când faci lucrurile cu plăcere este cu totul altceva și antreprenorul, noțiunea de antreprenor, asta presupune, să te implici 100% în ceva ce îți face plăcere, pentru că atunci nu mai este muncă 100%. Faci ceva ce îți place și atunci ai și alte rezultate când investești suflet în primul rând. Pentru că noi credem că un antreprenor de succes trebuie să investească suflet în afacerea lui, cu condiția să-i placă. Atunci când îți place, pui altfel suflet decât atunci când nu-ți place. Știu că îmi povesteați că e o strategie regională, dar sunt curioasă în județul Vâlcea. Câți doritori de curs și de a deschide o afacere ați găsit? În Vâlcea suntem la 124 de persoane înscrise în acest moment. Și aș mai avea eu o completare. Mă bucur foarte tare că dincolo de angajații la firme care s-au alăturat acestui proiect, au venit să se curseze cadre didactice. Au venit către noi să se curseze cadre didactice. Ei nu obțin credite de la noi pentru cursul ăsta. Adică nu vreau să se înțeleagă că au venit pentru că vor obține niște credite. Eu mă bucur foarte tare că sunt persoane deschise care vor să își învețe ulterior elevii, pentru că tot auzim că stăm foarte prost pe educație financiară.
Așa este. Stăm prost pe educație financiară și mă bucur că aceste cadre didactice au deschiderea de a mai participa din timpul lor liber la astfel de cursuri pe care ulterior să le poată folosi la sala de clasă. Mi se pare foarte importantă deschiderea lor. Sigur, astăzi nu mai sunt multe instrumente de economisire a banilor. Nu mai e sloganul din perioada de dinainte de 89, dacă la cec un leu de pui, mâine el va face ce pui, că nu mai ai unde să-l mai depui. Nici la cec, nici în altă parte. Poate și ăsta e un lucru care, asupra căruia ar trebui să reflecteze cineva într-o strategie națională. Așa, așa este. Sunt multe lucruri de pus la punct, dar dacă vrem să schimbăm ceva, trebuie să începem cu schimbări mărunte. Nu le poți schimba pe toate deodată și atunci identifici un domeniu și încerci să faci ceva în acel domeniu. Și dacă faci lucrurile corect și așa cum trebuie și, repet, pui suflet, imposibil să nu ai și rezultate. V-am spus, am văzut oameni care au niște idei foarte frumoase. Foarte frumoase și de-abia așteptăm să le vedem puse în planul de afaceri. Pentru noi e o experiență nouă în acest tip de proiecte, dar cred că vom fi mai bogați spiritual și sufletește după terminarea acestui proiect, pentru că vom vedea niște oameni, știm cum au intrat în curs și îi vom vedea la sfârșit. Da, partea a doua vom mai vorbi despre alte proiecte cu alții reprezentanți de la World Vision. Vă mulțumesc frumos pentru discuție, vă doresc succes amândurora, sunt convinsă că îi veți descoperi pe cei mai buni și să dea Dumnezeu să avem afaceri mici și multe în județul Vâlcea, de ce nu în întreaga Olterie. Vă mulțumim și noi și vă mai așteptăm. Mulțumim.